Termenul în care poate fi completat formularul PLF a fost extins la 72 de ore. Acțiune inedită de salvare a comisarilor Gărzii de Mediu din Arad. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura județului Arad organizează în perioada următoare noi cursuri de formare. Avea un cârlig agățat de cioc. Acțiunea inedită de salvare a comisarilor Gărzii de Mediu din Arad au fost chemați să salveze un pui de lebădă. Cel mai probabil pasărea a încercat să se hrănească cu mâncare găsită pe malul Mureșului, loc preferat de pescari arădeni. Familia de lebede, formată din doi părinți și doi pui, este cunoscută în zona malului Mureșului din Arad. Un bărbat a văzut că în ciocul uneia dintre lebede se află ceva. Pasărea părea stingheră și se izolase de grup, așa că a sunat la 112 și a cerut ajutor. Am venit cu nepoțelul să vadă lebede, că i-am spus că eu trec în fiecare zi, stau aici la polivalentă și i-am spus că sunt lebede și el zice, bunule, mă duci la lebede. Și am venit aici și acum am văzut una aici și mi-a spus cineva, zice, are ceva și am văzut și eu că are ceva în cioc. Probabil că cineva a vrut să o prindă cu o gârlic și cu ceva fir. Sunt prietenoase, vin la oameni? Sunt prietenoase, foarte prietenoase. Doi comisari ai Gărzii de Mediu au coborât pe o limbă de pământ unde stătea speriat puiul de lebădă. S-au apropiat încet, în liniște și au reușit să prindă pasărea. În doar câteva secunde au reușit să scoată cârligul din ciocul păsării. În cioc a fost în partea de sus. Da, am fost sesizați pe mail de o doamnă că și ne-a și trimis poză. În zona asta este o, un pui de lebădă cu acesta care îl vedeți aici. Un act de, de pescuit, da. Un curlic de pescuit destul de mare, după cum vedeți. Cum a reușit să... Nu știu. Credeți că a încercat cineva să o prindă? Nu cred. Poate că se mai rupă, vedeți, se mai rupă firele și cumva, eu știu, poate chiar o fi fost peștișor în cărlic, nu știu cum a ajuns la ea aici, în, chiar în partea de sus a ciocului. Partea de sus a ciocului, în ară, da. Sunt multe capcane de acest fel pe Mureș. Nu pot să spun că e o capcană, chiar nu putem să ne dăm seama cum ce s-a întâmplat. Da, e important că acum se poate hrăni liniștit. Grupul Muzis Colega a respins-o. Bine că am reușit. Dacă ajungea în apă, nu mai reușea să o prindă. Nu mai avea. Evident că nu, doar cu barca. Că ați văzut că oricum la început a fost acolo cu grupul. Cer scuze. Și au respins-o că de-aia a venit singur aici. Oricum, ele sunt foarte blânde. În momentul în care sunt și se învață să fie hrănite, la fel de ușor pot fi și prinse. S-a încercat cineva să o prindă? Nu. Nu, e o montură de pescuit ruptă și era o montură bine făcută pentru că s-a pierdut plumbul. Dacă nu se pierdea plumbul, atunci putea să se nece. După ce a scăpat de cârligul care nu o lăsa să se hrănească, lebeda s-a întors alături de familia dezburătoare. Primele trei cazuri de infecție cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astăzi la Arad de către Institutul Cantacuzino. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a trimis pe data de 25 ianuarie 5 probe în vederea secvențierii pentru pacienți care se încadrau în protocolul de testare pentru detectarea tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2. Rezultatele au ajuns în cursul zilei de astăzi la trei dintre ele, confirmându-se această tulpină. Este vorba despre trei paciente de pe raza municipiului Arad, cu vârste de 34, 55 și 66 de ani. Două dintre ele au dezvoltat forme medii de boală, fiind deja externate, iar femeia în vârstă de 55 de ani este sub supraveghere medicală, necesitând suport de oxigen. Omicron este varianta cu transmitere aeriană, de aceea masca devine mijlocul primar de protecție, iar autoritățile au cerut populației să treacă la măștile FFP2 și FFP3. Studiile arată că doza booster asigură o protecție de 95% la persoanele de peste 50 de ani împotriva deceselor cauzate de Omicron. Creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în rândul arădenilor afectează și prezența fizică a elevilor în sălile de clasă. Mai multe clase sunt în online, după ce la nivelul lor s-au înregistrat cazuri de COVID-19 în rândul elevilor. În acest moment, cursurile se desfășoară cu prezență fizică a elevilor în clase, datorită faptului că numărul de paturi ocupate la ATI este mai mic de 75%. Însă sunt și elevi care fac școală online. În 430 de unități de învățământ, cursurile se desfășoară
doar cu prezență fizică pentru un număr de 58.591 de copii și elevi. În 11 unități de învățământ, respectiv pentru 1.264 de elevi, cursurile se desfășoară online, conform articolului 3 a ordinului 5.338 din 2021, situație în care, în clădirea școlii, nu se pot ține cursuri din cauza lucrărilor de reparații. Un număr de 756 de copii și elevi, care provin din 27 de formațiuni de studiu, care au activitatea cu prezență fizică suspendată din cauza cazurilor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, își desfășoară cursurile online. Scenariile de funcționare sunt stabilite în fiecare săptămână, în funcție de situația de la nivel județean. Termenul în care poate fi completat formularul PLF a fost extins la 72 de ore. Amenda minimă a fost redusă la 500 de lei. Se consideră îndeplinită completarea acestui formular atunci când datele sunt corecte, pentru că dacă sunt eronate sau incomplete, sistemul îl va recunoaște. Totuși, mulți români nu cunosc încă prevederea obligației sau își completează greșit formularele. Ei spun că au completat formularul. Din câte cunoaștem, necompletarea corectă a formularului generează automat amenda, sau că nu au știut că trebuie completat, că nu le-a spus nimeni la frontieră că trebuie completat, că sunt vaccinați și credeau că dacă sunt vaccinați nu mai trebuie completat. Deci sunt foarte multe aspecte care țin de necunoașterea legislației în vigoare. Amenzile continuă să curgă pentru formularul PLF. DSP Arad a dat 2.800 de amenzi privind necompletarea formularului PLF, formularul de intrare în România, în valoare de 8 milioane de lei. Categoriile de personal exceptate de la a avea obligația de completare a formularului PLF sunt piloții de aeronave, personalul navigant, mecanici de locomotivă și personal feroviar, conducătorii autovehiculelor cu capacitate maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, personal navigant maritim și fluvial, polițiștii care participă la misiuni de aducere în țară, personalul implicat în executarea misiunilor de transport, serviciilor medicale și din unitățile sanitare care se deplasează pentru locul de muncă și tranzitează frontiera de stat cel puțin o dată, în 24 de ore. Fără încălțări, doar cu șosetele, sumar îmbrăcată și dezorientată. Așa a fost găsită o bătrânică de 82 de ani la primele ore ale dimineții. Cei care au dat peste ea pe marginea drumului la peste 15 km de Pecica au fost jandarmii, care au urcat-o repede în mașină și au dus-o în oraș. Echipajul de jandarmerie se deplasa spre punctul de trecere a frontierei Nădlacu 1 pentru a intra în serviciu, în moment în care au observat pe marginea drumului la aproximativ 15 km de orașul Pecica, înspre Nădlacu, o persoană care părea dezorientată, îmbrăcată sumar și fără încălțări. Jandarmii au oprit imediat și în urma interacțiunii și-au dat seama că femeia necesită îngrijiri medicale de specialitate, au urcat un autoturism și au condus-o la sediul poliției din Pecica. În urma verificărilor efectuate au fost stabilite datele de identificare ale femeii, precum și ale aparținătorilor legali domiciliați în orașul Pecica, aceștia din urmă fiind înștiințați despre situație și asigurați totodată că femeia va fi în siguranță până la sosirea lor. Am prezut un mic la fără. Se dau în dor? Da, de la campi. Și papuciul unde e? Unde e pierdut? Unde e? L-am lăsat. Am lăsat un nene și unde e? L-am lăsat. Da. A, și cu ce vă spărteți unii așa? Da, 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 da. 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 Un tir și o mașină au derapat în ultimele 24 de ore pe șoselele Arădene. Ieri după amiază, mașina unui tânăr de 21 de ani din Curtici a ajuns în Șanț. El plecase din Curtici spre Șofrona. Când a pierdut controlul asupra volanului, a părăsit partea carosabilă și a derapat. Tânărul a fost rănit și a fost transportat la spital. El nu consumase alcool, conform rezultatului aparatului alcool test. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă. În această dimineață, înainte de ora 6, pe DN7 spre Deva, a derapat un tir condus de un bărbat de 46 de ani din județul Ilfov. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Drumul național a fost blocat 3 ore de la producerea accidentului, circulația fiind reluată în condiții normale în jurul orei 8:30. Polițiștii continuă cercetările.
Valoarea extinderii unității de primiri urgențe de la Spitalul Județean a trecut de 10 milioane de lei. Lucrarea va fi realizată de Consiliul Județean Arad, iar consilierii județeni au aprobat astăzi noi indicatori de preț. Am actualizat bugetul investiției ca urmare a creșterii prețurilor în construcții pentru materiale și echipamente ca efect al pandemiei și al altor influențe economice independente de voința noastră. Extinderea unității de primire urgențe este un proiect absolut necesar, care trebuie finalizat pentru că avem nevoie de o unitate modernă și eficientă, dotată corespunzător pentru a face față urgențelor din întreg județul, a declarat Justin Gionca, președintele Consiliului Județean. După ce s-a reabilitat și modernizat vechiul amplasament în suprafață de 615 metri pătrați, s-a realizat un spațiu nou în suprafață de 617 metri pătrați la secția UPU. Achiziția publică din luna decembrie 2021 pentru atribuirea contractului, având ca obiect execuție lucrări pentru extinderea unității de primire urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, etapa a doua a fost anulată, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă. Noua valoare a lucrărilor urmărește să asigure o participare mai largă a firmelor de execuție și implicit existența unei concurențe care face posibilă atribuirea lucrărilor pentru un nivel de execuție calitativ ridicat. Despre abandon și încercările vieții, despre performanță și depășirea propriilor limite, proiecte și caritate, studenți care ajută copii și vârstnici, dar și despre experiențe muzicale de neuitat, precum și despre apreciere și recunoștință. Toate acestea le veți regăsi într-o nouă ediție a emisiunii Îngeri fără aripi. Daniela Faur, director marketing la o cunoscută clinică din Arad și în același timp realizator al unei emisiuni cu profil medical la televiziunea Arad, este duminică prima invitată în platou. Arnold Marchiș, președintele Ligii Studenților din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș, și Denisa Jurca, cea care conduce departamentul Filantropia al Universității, vorbesc despre activitățile lor. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad atrage foarte mulți studenți străini. Consider că este foarte important pentru cei din anul 1 și cei care vin în România în general să învețe mai mult despre România, despre istoria României, despre Marea Unire. Și practic acel eveniment a fost unul și de educare, dar unul și de socializare. Cântă la flaut și chitară. La doar 15 ani are în spate o experiență demnă de invidiat. Anastasia Maria Solomie i-a uimit și pe jurații X-Factor. Care din membrii juriului crezi că e cel mai exigent? Toți sunt exigenți. Toți. Dar care te-a simpatizat cel mai mult? Mie cel mai mult îmi place și mi-a plăcut și înainte de Delia, pentru că și ea cântă la flaut. Bolnav de copil la doar 5 ani, tatăl său a vrut să îl abandoneze într-o pădure. A luptat cu distrofia musculară și chiar dacă este imobilizat de o viață în scaunul cu rotire, este un luptător. Mihai Fighir vine în platou alături de soția sa, Rodica. Câți ani faceți, domnul Fighir, împreună cu doamna Rodica? 42 de ani. Acum 40. În 3 noiembrie. În 3 noiembrie? I-am împlinit. Ați sărbătorit? În 3 noiembrie? 42 de ani. 42 de ani, da. Am înțeles. Păi o să vreau să sărbătorim și noi puțin astăzi, din partea televiziunii Arad și a colegilor mei, acest tort. Cu alte cuvinte, țineți la silueta mea. Da. O veți cunoaște pe Ariana Pero, o elevă de 16 ani nevăzătoare, care este pasionată de cățărări și literatură. Face parte din lotul național de escaladă sportivă și a scris o carte autobiografică. Ariana va fi în platoul emisiunii alături de Maria Porușnicu, directorul Liceului Special Sfânta Maria din Arad. Cum este trecutul tău în această carte? Este frumos, cu multe peripeții, cu multe întrebări, dar cel mai frumos e că la toate, sau aproximativ la toate, s-au găsit răspunsurile la întrebări, iar dacă nu, se vor găsi în viitor. Duminică de la ora 17 aveți întâlnire cu Florin Mari și invitații emisiunii Îngeri fără aripi. Coprezentatoare alături de Florin este Miss Top Model of the World România, Ioana Hotăran.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează în perioada următoare cursul de instructor preparator formare. Cursul este destinat persoanelor interesate de educația adulților, absolvenților de studii medii care doresc să deruleze activități cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experiență informală care necesită o certificare și organizațiilor care doresc să dezvolte competențele necesare pentru desfășurarea activităților de formare. Instructorul sau preparatorul de formare este una dintre puținele ocupații care, conform legislației românești, conferă dreptul unei persoane de a susține programe de formare profesională conform calificărilor proprii. Acest curs vine în ajutorul persoanelor cu expertiză în diverse domenii care urmează să predea meseria pe care o practică noilor angajați, ucenicilor sau colegilor cu mai puțină experiență, a precizat președintele Camerei de Comerț, Gheorghe Seculici. Printre competențele dobândite sunt proiectarea activităților de formare, asigurarea managementului procesului de instruire, evaluarea activităților de formare, asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor, consilierea formabililor și dezvoltarea instituțională a instituției. Pentru o organizare eficientă, cei interesați sunt rugați să confirme înscrierea la curs la adresa de e-mail carmen.crișan@cciia-arad.ro. Detalii suplimentare la telefonul 0730-188-299. Măsoară-ți forța, viteza și anduranța. Este vorba despre o nouă încurajare la mișcare marca Ruben Stoia, un eveniment care se adresează celor care practică sporturi de contact. De această dată, ediția a treia va avea loc pe 15 februarie de la ora 19 la clubul care îi poartă numele. Alexandra Ștefan, managerul sălii și jurnalista Grațiana Leucuța, dar și campionul mondial la kickbox, Gabriel Bozan, susțin evenimentul. Alături de mine le-am pe Gabriel Bozan, Alexandra Ștefan și Grațiana Leucuța. Împreună dorim să organizăm pe data 15 februarie un eveniment aici la SmartFit. Un eveniment dedicat sportivilor de contact. Probele vor fi de viteză, forță și anduranță. Mă numesc Bozan Gabriel, mă bucur că fac parte din proiectul Încurajare la Mișcare și în calitate de sportiv de performanță vă invit pe toți alături de noi pe data de 15 februarie să participăm la evenimentul dedicat sportivilor de contact. Mă bucur să putem găzdui încă un eveniment desfășurat sub umbrela Încurajare la Mișcare și vă aștept cu mare drag alături de echipa mea în 15 februarie la SmartFit Zididava, etajul 3. Pentru mai multe detalii vă invităm să intrați pe pagina noastră de Facebook Încurajare la Mișcare, acolo unde o să găsiți și link-ul pentru înscrieri, mai multe detalii și pe Facebook și pe Instagram Încurajare la Mișcare, nu uitați, 15 februarie. Șepșii vine la Arad cu un moral bun după victoria din etapa trecută 3-1 contra Universității Craiova. Antrenorul formației din Sfântul Gheorghe, Cristiano Bergodi, a anticipat meciul care va avea loc sâmbătă de la ora 13:30 pe Arena Francisc Neumann. Meci foarte dificil pentru că oricum în primul rând au un teren de joc, un stadion frumos și unde sunt suporterii patimași, așa cum se spune, și atunci vor împinge echipa lor, nu? La un succes cu noi, adică la o vittoria, și e normal che è un match foarte dificil. Și al doilea rând au și schimbat antrenorul în acest moment, a venit un antrenor che cunosc foarte bine, dar e normal che non se știe, no? Pentru că possa apare surprize in cine va giocare per terreni, in sci, câteva, non știu, modificare, no? Cine știe ce se întâmplă, no? Când se schimbă un antrenor, è normale che și giocatori vor să arată, și asta e un lucru firesc. Dar e o echipa che se poate spune che Arad che ha giocato oricum bine, ha avuto sci in anumite meciuri Ghignon, pentru că au arătat bine pe teren, au jucat, au ratat ocaziile mari împotriva echipe când au jucat. Și atunci, repet, nu ne va fi ușor meciul greu, greu. În meciul tur, cele două echipe au remizat la Sfântul Gheorghe, scor 0-0.
Argentinianul Juan Pablo Passalia s-a despărțit oficial de UTA sâmbătă, după o perioadă de incertitudine în care mijlocașul și conducerea clubului au încercat să ajungă la un acord. La întoarcerea din cantonamentul din Antalya, Passalia a comunicat faptul că dorea să plece de la Arad, motivul invocat fiind dorul de casă. Joi seară însă, fotbalistul de 32 de ani a fost prezentat oficial de o altă formație din Liga 1, Chindia Târgoviște. Din câte se pare, adevăratul motiv pentru care sudamericanul a părăsit UTA a fost faptul că nu a mai dorit să lucreze cu Laszlo Balint, fiindcă acesta i-a dat niște indicații de joc pe un ton cu care fotbalistul nu a fost de acord. Odată cu plecarea sa, noul antrenor al UTEI, Ionuț Badea, mai are doar 3 variante la centrul terenului: Modestas Vorobiovas, Idris Bata și Damian Isak. Sfârșitul de săptămână vine cu temperaturi mai ridicate față de ultimele zile. La noapte cerul va fi preponderent senin și după multe zile de temperaturi negative, la noapte mercurul va trece de pragul înghețului, fiind prognozate 1-2 grade Celsius. Mâine temperatura pe timpul zilei crește simțitor, astfel maxima zilei va fi de 10 grade Celsius, cu cer preponderent acoperit și șansă de precipitații. Duminică temperaturile rămân ridicate. Maxima prognozată va fi de 7 grade, însă norii se risipă și soarele va străluci pe cer.